dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint niște cornuri delicioase cu prune și nuci. Haideți să vedeți exact cum le puteți prepara. Pregătim aiaua, am 600 de grame de făină, pun 13 grame de drojdie, fac un cuib aici. Așa. Acum vin cu 5 linguri de făină, 2 le pun în cuib și 3 pe margini, pentru că amestecăm mai târziu. Aici vă arăt așa o metodă mai practică, cum îmi place mie, să nu umblu cu 7000 de vase în jurul meu. Așa, și adăugăm 300 ml de lapte. Amestecăm un piculeț și lăsăm pentru 15 minute. Așa. Venim cu un ou. Am topit 80 de grame de unt. Inițial adaug un pic din cantitate, hai să zicem jumătate. Când aluatul aproape este legat, venim cu restul de unt. Acum fac la aluatul de pizza cu uleiul, îl pun la final. Așa facem și aici, da? Dar pentru că avem o cantitate mai mare de 80 de grame, nu l-am lăsat să-l pun totul la final, o parte l-am incorporat la început și o parte la sfârșit. Și în felul ăsta se leagă aluatul foarte bine și obținem un aluat foarte bun. Îl plămădim foarte bine și îl lăsăm la crescut până își dublează volumul. Nu vă dau un timp pentru că depinde de încăperea în care se petrece acțiunea. Am aici 250 de grame de prune pe care le-am tocat cu bulețe. Adaug în ele 3 linguri de zahăr, 3 linguri de nuci măcinate și 3 linguri de pesmet. Sau puteți în loc de pesmet să puneți griș. Punem pesmetul ca să nu curgă sucul. În felul ăsta leagă mai bine pruna. Prunele, vedeți, sunt proaspete, deci nu e gem de prune. Sunt fructe proaspete. În felul ăsta am făcut o învățătură foarte gustoasă pentru cornulețe. Puteți să folosiți învățătura asta și la alte dulciuri, nu neapărat cornuri să faceți, trebuie să faceți plăcinte cu prune și nuca. Așa, aluatul îl împart în două și acum întindem două foi. Împărțim în 8. Și vom lucra separat câte o foaie. Acum vom face niște raze, deci vârful lăsăm întreg ca să țină aluatul, da? Legat. Așa. Venim cu umplutura.
marginile un pic, le strângem și rulăm. Și acum voi hidrata cornurile. Am făcut aici, am 100 ml de lapte, 100 ml de ulei. Deci le dau și pe deasupra, ca să nu se usuce aluatul. Vor sta să crească în jur de 40 de minute, 50 de minute, lăsăm aluatul să-și revină, că tot l-am presat atunci când am format cornurile. Și aluatul trebuie să-și revină înapoi, să obținem niște cornuri foarte pufoase. Și acum restul turnăm așa peste și lăsăm la crescut pentru 40 de minute. Acum îi dau cu ou și merg la copt la temperatura de 170 de grade pentru 40 de minute. Cornurile au ieșit foarte frumoase. Sunt pufoase, sunt delicioase, sunt numai bune de mâncat. Dar copiii mei le-au mâncat dimineața, acum doar le privesc, că este seara târziu când le-am finalizat. Eu vă recomand cu drag, dragilor, să le gătiți și dumneavoastră, că sunt prea bune ca să ratați această rețetă. V-am pupat!